Trebuie să-mi caut vocea, nici măcar nu pot să-mi o dreg, trebuie să-mi caut vocea. Bună dimineața și bine v-am găsit! Canalul este aici, pe canal sunteți voi, sunt și eu alături de domniile voastre. Bună dimineața! O zi frumoasă de aprilie, începem în forță săptămâna. Pentru cei care ieri au ținut, cum se zice, Paștele Catolic, compasiune, putere, să mergem cumva și peste ziua de astăzi. N-a fost ușor, dar măcar am și eu mulțumit asta. Soacra a fost încântată de ce a ieșit, atât în Laboș, atât în oală, cât și în exterior. Am făcut curățenie până la urmă, mâncarea a ieșit cât de cât acceptabilă. A fost o repetiție reușită pentru Paștele Ortodox ce va să vină pe data de 2 mai. Atunci va fi și mai greu. Dați-vă seama că e 1 mai, celebru 1 mai, și lângă el, pe 2, vin și Paștele. Atunci va fi, o să ne întrebuințăm mai mult, cum zic jucătorii de fotbal. Dar a ieșit bine. Dacă soacră-i mulțumită. Când e soacră, Ionica Ardeleanu, prietenul meu din America, mare artist de muzică populară, are el 2 versuri care rezumă relația ginere-soacră. Când e soacra bucuroasă, atunci e bine în casă. Deci soacra a fost încântată și de decorațiuni și a primit urări, au sunat-o la telefon, numai Hușveti, numai Boldog, numai prietenul unguru Bulan. Tot timpul când e ziua Ungariei sau când sunt Paștele Catolice, unguru Bulan, știți, Cipri Cătunescu, vine frățică, tot timpul îi trimit urări. Și ieri am trimis Boldog Hușveti și el mi-a trimis înapoi urarea. Mi-a răspuns la urare, Kelemen Hunor și ție. Kelemen Hunor pentru toată lumea, cafeaua bună este cafea bună. Trebuie să ne dregem cumva și generoasă. Cafeaua vine de pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea și este donată cu generozitate de către Tudor. Tudor Solis la Opera Națională din Cluj, un băiat tânăr, un băiat plin de el. L-am întâlnit într-o zi când veneam cu copiii din parc. Trece pe lângă mine, era cu un coleg de la opere, trece, ca așa e mai nou de când ai mască, trece pe lângă mine, după aia se oprește la 5 metri, face o piruetă, își scoate un pic măscuță și zice, Nicu Bende, așa? Da, zic, altul n-are. Altul mai bun n-o făcut mama, altul mai bun n-are de unde să aibă soacra. Da, zice, vă urmăresc dimineața, bravo, bla, bla, bla. Pac, a dat-o cafea. Felicitări și mulțumiri, vesti la Giuba. Și am spus, zic, omul e bun. Când încep programele, când se deschide opera, teatru, spunem că vin și eu să strig acolo de sus. Bravo! Da, cafeaua mai vine și de la Emilian Narcis. Nu sigur, dar cred că i-am fost profesor. După nume, că eu am o memorie, vorba lui Ticu și lui Mica, zice, mă, tu reții numai amănuntele și lucrurile fără importanță. Ei, nu-i chiar așa. Emilian Narcis, după denumire, i-am fost profesor când predam la coreografie și la teatru, că era în clasă cu Sică, cu Marius, cu de-are acum barbă, de-i tester la Gameloft, în fine. Și care mă cheamă și la el la pensiune, dacă nu mă înșală memoria, face ceva cașcaval, asta face mare brânză artizanală. Dar până atunci o dat o cafea, pentru care îi mulțumesc. Și celebru cuplu Cristinela și Ovidiu, prietenii mei din Florida, și ei au contribuit la această ceașcă. Acest pufi pentru toți. Mulțumesc! Fără cafea, viața e greu. Vorba lui Eba. O știți pe Eba? O știți pe Eba? Nu știu câți are, vă 2-3 copii cu 4-5 tați. Eba, nici ea săracă nu știa pe ei. O candidat de primăriță la Constanța de la PMP și acum au ajuns să fie angajată la Parlament, mă pun post de consilier la afaceri europene. Și ea și ia o 6.000 de lei pe lună. 6.000 de lei pe lună, cât pentru o jumătate de poșetă scumpă. Ea nu-și permite poșete ieftine, cum a zice Hadu Banciu. Poșete scumpe, cât un crocodil. Că are tată soban. Nu. Dar care-i stupoarea, care-i stupefacția, care-i mirarea? Eba a fost angajată pe postul ăsta în Parlament de către o doamnă deputat PSD. După ce s-a bătut tatăl atâtea mandate cu PSD-ul, după ce și Eba zicea în campaniile în care îl susținea pe tatăl său, că PSD nu știu ce, PSD, am mai bun PSD-ul așa, că e bun PSD-ul, că a angajat-o pe 6.000 de lei, că ea are bani, nu e o problemă, dar să-i se știe vechime pentru pensie.
Eba, 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 eba. Da, da. Politica a fost tot timpul, a făcut trotuarul la noi în România. Măcar în alte părți a făcut trotuarul la propriu. La noi politica numai s-a plimbat pe trotuar. Da, năcăjită România TV. Sebighița lăcrimează în Serbia. Nu s-au adunat oameni la protestul de sâmbătă. Sperau pe cel mai mare protest din pandemie. Se bazeau pe cel mai mare protest din pandemie. 100.000 de oameni să iasă. Ori fost câteva zeci, ca să nu zic sute. S-au plictisit și lumea, mă, dacă tot e weekend și așa. Ce se mai... Hai, mai stăm și pe în casă, mai facem ceva, mai... Da, România trebuie să bazează pe aur, pe doamna Șoșoacă și pe domnul Simion. Adevărul, cum o zice și doamna Dăncilă, zice, stânga are nevoie de un nou partid. Pe eșichierul de stânga lipsește un partid. Și s-ar putea să facă doamna Dăncilă. A lansat o carte, doamna Viorica Dăncilă, o știm, nu? 20-20, o știm. Cum să nu? Fosta să ne fie președintă. Și-a lansat o carte, zilele trecute a mers prin magazine și a schimbat ținuta. Nu mai e cu taiorul clasic, nu mai are cocul ăla, nu, nu, nu. Cu o bluzică ușurică, în blugi și mănâncă de la fast food. Și pregătită să facă un partid. Vă ținem la curent, vă spunem în zilele următoare cu cine se va alia și ralia pentru a reintra pe scena politică. Eu mi-aș dori eu pe doamna Dăncilă iarăși, din nou, nu-i așa, încă o dată pe scena politică. Ea a spus că a fost tratată discreționar sau restricționar de către domnul Dragnea, de către, mai nou, de către domnul Ciolacu, dar ea n-a terminat ce a avut de zis în politica românească. Pentru că, spre deosebire de Iohannis, care vorbește mai încet, ea gândește mai încet și atunci, haideți să o lăsăm să-și termine frazele pe care le avea de zis într-un nou partid politic. Că este loc pentru toată lumea. Și din banii noștri pe care îi dăm drept impozite, după aia din banii aceia să dau bani la partide milioane și milioane și ei fac blu 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 și noi facem blu 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 și e bine și toată lumea e mulțumită. Tudor, Emilian, Narcis, Cristinela și Ovidiu, mulțumesc pentru cafeaua generos oferită pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Da. Ce să facem? Zice că un spaniol care s-a măritat la Cluj, acum și eu stăt cam așa, numai nu-s din Spania, sunt din Suhodol. Măgar închiriat, li se zice la ăștia, nu? Că suntem măgari închiriați ăștia care se bagă pe zestrea muierii, pe averea muierii, care se bagă pe averea muierii, muierii se bagă. Așa, un spaniol care s-a măritat în Cluj, cu... nu, că nu-i... îi... Deci un spaniol din Barcelona, care și-a găsit iubita pereche aici în Cluj-Napoca, și-a dat seama că pe timp de pandemie prețurile în Cluj sunt foarte mari. Aloha! Nu, s-a lămurit. S-a lămurit o mufamba fi trabajo nu. Ole! Da. Zice că cu banii pe care îi dai pentru un apartament, e o cameră în mănășturi pe Mehedinți, îți iei apartament cu două camere pe Las Ramblas în Barcelonas. Da? Deci cu aceiași bani, ori iei un apartament pe Mehedinți în Mănășturi, un apartament cu o cameră, sau iei un apartament cu două camere în Barcelona. Tiki-taka Barcelona. Și apoi iei apartament în Barcelona și nu cunoști pe nimeni. Ți-ai apartament pe Mehedinți în Mănășturi, ni, vecini, cine? Tata Nelson, bineînțeles, Avala și toată spuma, tot. Academia Română de Mănășturi stă pe strada Mehedinți. Adică dai un ban, da, știi cu cine te asociezi, cu peștele, cu... Sunt mulți, sunt mulți acolo. Dodu Picu, Marie, sunt. În Spania ce faci? Ți-ai apartament în Barcelona, deschizi geamul și strigi, măi, nimeni nu reacționează. Faci asta Mănășturi, apoi ți-o iei, de la cel puțin 10 apartamente, pic, pic, pic. Ziua internațională a automobilistului, azi nu o să circul, ca să nu fac de rușine această categorie, că eu fiind șofer de Alba la origine. Deci ziua automobilului sau automobil, nu știu, în fine, ziua șoferilor. Grijă mare cum conduceți, că decât să rămânem pieton, mai bine lăsăm o zi mașina în casă. Acum, oricum nu-i traficul așa de mare, că știți, a început vacanța de o lună pentru elevi, s-au mai dus pe la rude, s-a mai descongestionat orașul, orașele s-au mai descongestionat. Vedem noi peste o lună când
i-o chema la școală, ce s-o alege. Mulțumesc de urmărire, săptămână rodnică, săptămână plăcută, mulțumesc de abonare. Și un mic share la acest, share la acest video pe care l-am făcut împreună. Și vă aștept și în comentarii. Dați cu comentariile acolo, că fără comentariile voastre nu m-aș descurca să încep și un video mâine. Servus!